Dacă aveți o cameră de la Nikon, fie ea Nikon D800, D800E sau D810, nu este o idee greșită să achiziționați un asemenea accesoriu. Este vorba despre gripul vertical MBD12. Acest grip vertical a fost inițial la lansare foarte scump, undeva la 450-500 de dolari, dacă nu mă înșel. Însă, în prezent, puteți cumpăra un asemenea accesoriu la un preț cu totul și cu totul derizor. Eu am plătit pentru el 67 de euro. Un prim lucru pe care îl oferă acest grip vertical este ergonomia la fotografiere în orientare portret. Da? În principiu se fotografiază așa, însă nu e foarte comod. Atașarea unui grip vertical permite fotografierea în condiții mult, mult mai bune. Demontat, se montează foarte simplu. Tot ce trebuie să facem este să scoatem acest capac de protecție, iar de pe cameră avem o protecție de cauciuc care ascunde acest contact, acest dock, acest port de andocare, garnitură care se poate poziționa pe durata utilizării gripului vertical pentru a nu pierde chiar în gripul vertical. Și montarea se face foarte simplu. Practic, se aliniază portul de andocare cu acest shift și cu șurubul de pe cameră pentru fixarea pe trepied. Și observați că în momentul în care s-a realizat contactul, camera deja a semnalizat acest lucru. Bun, ce vine livrat cu un asemenea grip vertical? Avem o dată gripul vertical, care are o tăviță în care se poate introduce o baterie ENL 15. Este o baterie normală, o baterie identică cu cea care este în cameră. Dacă însă nu aveți o a doua baterie pentru cameră, camera poate funcționa și fără bateria din grip, oferind practic doar avantajul ergonomiei și butoanelor de pe grip. Împreună cu gripul mai primim și un suport, o tăviță pe care se pot monta acumulatorii cei mai banali din ziua de astăzi, și anume acumulatorii de gen AA sau R6. Da? Și puteți monta în acest suport 8 asemenea acumulatori, practic putând folosi, având acces în orice moment la o sursă de energie. Bun. Haideți să facem încercarea. Apropo de ce am zis că poate funcționa și fără baterie, o să adaptez un obiectiv și o să auzim camera funcționând fără bateria din gripul vertical. Ok, în acest moment am pornit camera, a focalizat aici și a făcut o prima fotografie. Nu e important ce iese, cât de bine expusă. Însă ce vreau să verific este faptul că funcționează și fără baterie în el. Ați văzut? L-am pornit și, practic, deși nu am baterie în interior, folosirea camerei a fost posibilă. De asemenea, la fel de bine este utilizabil acest D-pad și funcția de autofocus, da? Ca și butoanele de reglaj al timpului de expunere și butonul de reglaj sau rotița de reglaj pentru diafragmă. Ok, o să opresc și o să introduc și bateria, după care vom face și niște setări în cameră, eventual, în măsura în care este nevoie. Pentru cei dintre voi care sunteți mai pretențioși cu camera și vreți să o customizați, aveți posibilitatea inclusiv să setați ce fac butoanele de pe gripul vertical. Da? Și avem posibilitatea să asignăm, să stabilim că butonul AF-on face ce face. FV-Lock, Auto-Exposure, Auto-Focus-Lock și așa mai departe. O să-l las pe Auto-Focus-On pentru că este valoarea prestabilită și este modul în care o folosesc eu. Pentru a schimba ordinea în care se utilizează bateriile, trebuie să mergem în meniul Custom sau meniul Creion. La capitolul D, la D12, avem ordinea în care se folosește bateria. Și în acest moment observăm faptul că se folosește în primul rând
bateria din gripul vertical, după care bateria din cameră. Ok. Observăm faptul că odată cu introducerea gripului vertical, apare pe ecranul camerei faptul că este folosit battery grip. Bun, în măsura în care ați avea un adaptor de baterie care nu este altceva decât o baterie cu o sursă de curent legată de ea, adaptorul se numește EP5B, puteți folosi acest grip vertical și cu această baterie, sau cu acest adaptor, pentru că în partea de jos, gripul vertical are această garnitură care permite introducerea cablului cu bateria din adaptorul EP5B. Pentru cei interesați să știe cât cântărește această cameră cu tot cu grip, am aici un cântar și vedem faptul că împreună cu un obiectiv 24-70 și cu gripul vertical și cu acumulatorul, camera cântărește 2300 de grame, 2312 cu capac opus, iar fără obiectiv, doar cu bateria și cu capacul de protecție, 1400 de grame, 1399, 1400 de grame. Pentru cei dintre voi care aveți în casă o baterie de la un Nikon D4, trebuie să știți că bateria cu adaptorul respectiv se potrivesc în acest battery grip și practic puteți folosi și o baterie de Nikon D4 în acest adaptor. Din păcate, acest adaptor are și minusuri, în sensul că nu oferă, ca în cazul Nikon D850, nu oferă posibilitatea unei creșteri a vitezei de fotografiere. Deși mi se pare că pentru fotografia cu senzor cropat, adică nu la full frame, am senzația că în loc de 4 fotografii pe secundă face 6. Însă, din punctul meu de vedere, această cameră nu este o cameră de sport. Este o cameră cu care se pot fotografia peisaje și peisajele nu necesită o rată de fotografiere foarte, foarte mare. Dau seama că am încheiat și n-am adăugat un lucru foarte important, și anume faptul că acest grip aduce și avantajul creșterii autonomiei camerei. Știu că o să-mi spuneți, domnule, această cameră are deja o autonomie extraordinară, putând fotografia circa 1000 și ceva de fotografii cu un acumulator. Însă sunt situații în care aveți nevoie de mai mult. Imaginați-vă că vreți să faceți un timelapse care se întinde pe durata unei zile sau că vreți să filmați. Și în momentul în care aveți două baterii, durata de viață practic se dublează. Iar camera nu suferă, deci nu pierde absolut niciunul dintre porturi. Din contră, câștigă niște controle în plus. Ok, prieteni, eu o să mă opresc aici. În măsura în care filmul meu a fost interesant pentru voi, m-aș bucura să mergeți din partea voastră un like și un share. Și dacă filmele făcute de mine vă plac, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificat de câte ori postez câte un film nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și până data viitoare, stay sharp! Ciao!